Potrivit reprezentanților primăriei, la nivelul municipiului Alba Iulia s-a intervenit prompt cu utilajele necesare și nu sunt probleme la capitolul străzi blocate sau artere impracticabile din pricina ninsorii din ultimele zile. Primăria a uitat însă niște paie sub zăpadă în cetate. Conform unui comunicat al primăriei Alba Iulia, prioritatea administrației locale este constantă în privința asigurării condițiilor optime de trafic pe arterele principale din oraș, dar și intervențiile pe străzile din cartiere. Datorită intervențiilor prompte ale operatorului de salubritate, nu au existat probleme la nivelul municipiului Alba Iulia, se mai arată în comunicat. Dar ce ne facem cu baloții de paie uitați de administrația locală sub zăpadă la doi pași de statuia lui Mihai Viteazul? Unde e intervenția promptă a operatorului de salubritate? Întrebări fără răspuns în comunicate. Ar fi totuși o explicație în două variante. Ori administrația a pierdut controlul paielor din gestiune, ori s-a bazat că va ninge masiv, iar baloții vor vegeta până la primăvară sub neaua așternută în așteptare de folosință.